Masca de protecție devine obligatorie și în Olt atunci când cetățenii merg în zone aglomerate, chiar dacă este vorba de spații deschise. Decizia a fost luată de autorități în speranța că astfel vor reuși să reducă numărul de infectări cu SARS-CoV-2. Purtatul măștii devine obligatoriu în spațiile publice deschise aglomerate, cum ar fi piețe, târguri, obare, stații de autobuz sau gări, precum și alte spații în care se desfășoară evenimente publice cu participare numeroasă de cetățeni. Slătinenii apreciază măsura luată de autorități și spun că astfel sunt mai bine protejați de contractarea virusului chinezesc. Potrivit acestora, măsura obligativității purtării măștii de protecție în spații aglomerate ar fi trebuit luată mai devreme. Este un lucru bun. Să evităm nenorocirea asta care s-a abătut asupra noastră. Ideea e foarte bună. Eu, spre exemplu, de când a început această pandemie, în continuă port. Mi-a intrat așa în obișnuință, cum ies din casă și gunoiul, dacă îl duc, îmi pun masca. Noi am mers întotdeauna cu masca pe figură. Cum se pare această decizie a autorităților? E foarte bună. Trebuia luat mai de mult. Cine vrea să înțeleagă, înțelege. Cine nu vrea să înțeleagă, dar e de înțeles, ar trebui purtată. Măsura de purtare obligatorie a măștii de protecție în spațiile libere aglomerate se va aplica de joi 6 august de la ora 7. La obligativitatea purtării măștii, astfel încât se acopere gura și nasul, sunt exceptate persoanele cu vârsta de până la 5 ani, precum și persoanele care desfășoară activități intense în condiții de temperatură și umiditate ridicată. Echipaje mixte constituite din polițiști și jandarmi vor verifica respectarea noii măsuri chiar din prima clipă a intrării acesteia în vigoare. Cei care nu vor respecta noua regulă vor fi sancționați cu amenzi cuprinse între 500 și 2500 de lei. În Olt au fost raportate astăzi 27 de noi cazuri de infectări cu COVID-19.